3 alimente bogate în proteină care sunt foarte simplu de folosit. 1. Carnea slabă. Eu mereu recomand carnea slabă cum ar fi puiul sau curcanul. Și înainte să zici Ia, iar carne de pui sau iar carne de curcan, să știi că tu ești direct responsabil sau responsabilă de cât de gustoasă îi carnea de pui sau de curcan. Așa că pune niște mirodenii, pe ea, fă un sos, fă un tzatziki, fă un mușdei și o să vezi că o să fie mai bună. Nu o să mai fie plictisitoare. 2. Ouăle. Personal nu cunosc pe nimeni care să nu consume ouă. Și ce rog, uită de ce spun doctorii din școala veche, cum că dacă consumi ouă o să-ți crească enorm de mult colesterolul. Și trei, iaurtul grecesc. Iaurtul grecesc e o alternativă mult, mult mai bună la iaurturile alea cu fructe, care mă rog, îns cu fructe, care au 0,001% fructe. Dacă vrei ca iaurtul grecesc să fie un pic mai dulce, poți să îți pui fructe de pădure sau poți să spui pui o cupă de proteine.